Nu, atâta cât el. Dar zic măcar un picior să ridici prima seară. Eu pe seara mă duc plimbări. Că pot să-l iei în față. Păi învârte-i mai bine bila. Îți fă ei. Asta-i. Și învârte-i ăsta mai bine. Nu știu în ce direcție e ăla. Așa e bine. Așa și după aia ăsta, așa. Hai. Ce-am vrut să-l prins în cadru? Nu trebuie să vină sus ăsta, parcă nu? Ce? Nu, lasă. A, l-ai blocat? Că vreau să mă joc cu el. Adică să nu fie nici prea astfel. Să nu fie dacă nu? O să accepte nici pe. Gata? Tricou. Ha. Stai așa, că m-am văzut în camera lui, nu? Salut, sunt Ielu și o să vă prezint un complex de abdomene pentru acasă. Acest complex este format din 5 exerciții, maxim 20 de repetări pe exercițiu. Pauza între serii 30 de secunde, pauza între exerciții 20 de secunde. Primul exercițiu. Urcat dorsal, palmele la ceafă. Picioarele așezate pe sol la 90 de grade, gamba cu coapsa, ridicăm cutia toracică. 1, 2, 3, 4, 5, maxim 20 de repetări cu pauză de 20 de secunde. Următorul, piciorul drept, îl punem peste genunchi cu piciorul stâng, palmele la fel la ceafă, conduce cotul genunchiul drept cu revenire. 1, 2, 3, 4, 5. Schimbăm piciorul, piciorul stâng peste piciorul drept, cotul drept, genunchiul stâng. 1, 2, 3, 4, 5. Top, următor. Piciorul stâng, picior de sprijin, la fel lung de 90 de grade între gamă și coapsă. Piciorul drept, perfect întins, genunchiul întins, brațele întinse, conduce brațele la vârful piciorului drept. 1, revenim. 2, revenim. 3, 4, 5, stop, schimbăm, 1, 2, 3, 4, 5, stop, următorul exercițiu, exercițiu pentru abdomenul inferior, picioarele întinse, palmele băgate la zona lombar, vor ridica picioarele la 90 de grade. Cu revenire. 1. Revenim. 2. Revenim. 3. 4. 5. Stop. Următorul. Același lucru, gamba cu coapsa 90 de grade, brațele perfect întinse, cutia toracică lipită de sol, ridicăm cutia toracică, am revenit. Ridicăm, revenim. Foarte important de reținut, bărbia trebuie să fie paralelă cu cutia toracică. Nu tragem bărbia în piept. 1, 2, 3, 4, 5. Următorul exercițiu, la fel, brațele întinse pe lângă cutia toracică, vom atinge gleznele pe exterior. O să numărăm pe glezna dreaptă. Tot aici, 1, și mai așa, și aici. 2, dar tot pe piept, așa, 3, așa, 4, 20, dar 5, stop, dar tot pentru piept, da? Următorul exercițiu,
se numește planșa sau scândura, cum îi zicem noi, un exercițiu de izometrie pentru mușchi abdominali. Punct de sprijin la antebrațele și vârful picioarelor. Ridicăm cutia toracică, să avem punctul paralel cu solul și vom ține minim 20 de secunde, vom sta în izometrie. Stop. Acesta a fost complexul. Acesta este complexul numărul 1 abdomen pentru acasă. Sunt Chelu, vă mulțumesc și vă aștept și cu alte complexe. Pe Target Fit Body. Formă separată, astea o să te pune să faci ceva. În circuit pe din 3, dar făcut în unitate de timp. Ce oră plecăm, mami?